Prietenilor, suntem la Iași, uitați-vă, ni, mândreață, fântânile arteziene nu mă începe să se umple cu apă imediat, urcăm scărițele astea, ne uităm stânga, ne uităm dreapta și vedem înainte, înțelegeți? Ia, aici vine Adrian Cordoneanu și dădea de mâncare la porumbei. Mai de mult. Acum dă de mâncare la vulturi. N-ai ce să faci. Ia. Ni, și pe acolo s-o groză de ăștia. Ia. Uite. Vezi? Cu cupola, cu din astea. Salut, salut. Ba, aici îți trebuie ca să te, dinainte să te, ca să mergi să vizitezi. Prin partea ăla, prin partea. Da? Da, în conjur asta acolo, așa. Aha, și centru unde e? Centru, centru. Trebuie să mergeți tot în față. Pietonala. Da. Tot în față? Tot în față. Mersi. Ia. Vedeți? Plin de mândreață, oameni buni. Urcăm ca și când eram la box. Ia, scările. Bine, le urcam mai repede. Aveam atunci o vârstă fragedă a copilăriei. Ia. Înțelegi tu? Acum eu trebuie să o iau. Pe care parte să o iau? Mă duc. Am vrut să-l întreb unde-i poliția. Să-l întreb unde-i poliția, am vrut. Domnul, unde-i poliția? Vedeți? Nici n-ați observat că sunt treningul ăsta mândreață. Nu-i? Cu semne din astea extraverale. Ia. Mândreață. Li cu polo. Vedeți? Bă, n-am vizitat înăuntru. N-am vizitat. Ia. Tu l-ai, Doamne, să am eu un castel de ăsta. Tu l-ai, tu l-ai, tu l-ai. Ni. Îți dai seama ce-ar însemna? Uitați-vă! Da. Uitați-vă! Nu am eu din ăla de adus aproape. Dar după cum vedeți, acolo sunt niște motive din ele. Care ce vreți? Sunt niște motive din ele șmechere. Motivele. Nu știu cine m-a sunat. Ia, porta e închisă, n-ai ce căuta. Ești afară. Vezi? E cu barieră. Ne. Uită-te. Ia. Așa aveam noi la curtea de plimbare. Când eram pe arest, deasupra plasă din asta. N-ai mai cum să ieși. Și acolo mă gândeam. No, acolo erau momentele când mă gândeam că aș vrea să fiu o muscă, o pasăre, înțelegi? Uma să ăsta și să zbor. Du-te. Ia. Uitați-vă, oameni buni. Plin de cormorani. Salut! Hai că te știu după TikTok. Tu l-ai fain, îi bă. Îți place, da? Hai de capul meu. E fain de nou. Îți place Iași? Salut! Ștefan, am venit a doua, a treia oară la Iași. Așa. Știi, dar am prins vreme urâtă, n-am ăsta... Și acum am zis că vreme frumoasă. Centru acolo, e centru vechi. Da. Da? Trăduța aia, acolo, tot înainte. Trec de blocul ăla turn.
Da, da, spre Metropolie. Dar da? Să văd turlele, uite-le, în față. Acolo-i? Da. Aha. Am plecat. Salut. Sănătate. Salut. Uitați-vă, oameni, bă. La turlă mă duc. M-am zis că dacă îl întrebam eu, poliție știa. Omul ăsta aici. Și acum mergem fain frumos. Vezi? Aici trebuie să plătești ca să vizitezi. Acum, eu nu-i vorba, eu plătesc, vă duc și vizitez. Dar vă spun, vă întreb eu, bă, nu v-a plăcut niciodată chestiile astea. Când v-am arătat niște lucruri frumoase, nu v-a plăcut. Înțelegi? Nu v-a plăcut. Și atunci are rost să-mi pierd eu timpul pe aici, Palatul Culturii. Ia. Tu l-ai, doamne? Hai de mine. Hai de capul meu. Deja mai am primire. E ora de vizită? Da, da. Da? Două secunde, până una alta să vă întreb. Deci, este cineva care te duce și ăsta sau mă duc eu de capul meu? Mă duce singur, de capul meu. Dacă și așa, că... puteți să vă luați un audio ghid de acolo și vă spune despre muzeul care e vizitat, dar este parada. Păi din ăla pe telefon, da, îmi spune. Da. Eu am crezut că plătesc ceva să vină un ghid cu mine, să uită. Nu se poate, trebuie să fii grupă mare ca să... Aha, e mare aici, așa-i? Da, trebuie să fii 14-15 persoane ca să meargă și trebuie să faci programare pentru un ghidaj, nu? Da? Aha. Oricum. Deci puteți merge așa singur, dar... Nu, dar așa singur mă duc... Câte etaje ăsta? Trei etaje. Da, dar îs... merge doar la unul ăsta. La partea la unul ăsta. Parter și etajul 1? Da. Da? Cam în cât timp îl fac? Depinde de dumneavoastră, o oră, jumate, două, da? Cât vreți, da? Rezultat. Dar scrie și pe obiectiv, cum se cheamă, acolo te scrie uh-huh. Obiectivul care are acolo. Da? Da. Uite. E până în capătul ăla. De acolo mai este vreo curbă și din coace până aici. Da, ăsta e și fiecare cameră intră înăuntru. Da, da. Aici e istoric. Unde sunt ușurile deschise atâta, nu? Da, și cât e intrarea? Unde o plătesc? 60 de lei pentru toate patru. Dacă vreți doar un muzeu, 20 de lei. Aveți muzeul de istorie, tehnic, artă și etnografie. Toate patru, dar unde sunt muzeile? Dacă vreți și turnul cu ceas la 12.45. Ăla e la 12.45? Da, dacă vreți să urcați acolo un turn. Sus? Da, da. Aici? Da, da, unde bate ceasul acolo. Da? Dar cât e ceasul, omul? Acum e 12.03, la 1, la 12.45 următoarea urcare. Și eu, da? Dacă la duce, puteți vizita muzeii. Mă uit pe aici și urc acolo sus în turn? Da, da. Pe aici urcăm în turn? Cu este lift și urcați cu liftul. Și trebuie să vin la ora 1 aici? Nu, la 12.45 să fiți trebuie aici. Să fiu aici. Da, da. Dar vizitați aici un muzeu până în alta, da? Și unde trebuie să plătesc? Dacă vreți acolo, nu fac tot la ora 24. Deci la 1 fără un sfert trebuie să știu aici. Da, da, aștept. Ulai, doamne. 60 de lei, oameni buni. Nu-i bai. Vedeți? Da, doamne, da. Pot să plătesc cu cardul? Da. Bună, să rămână. Vă urmăresc pe Facebook? Da? Da. Nelson, da. Da, da. Ce face Bogătașul? E acasă, mă așteaptă. Da? Da. Ce doriți să vizitați? 60 de lei. Pachetul complet, da? Da. Și turnul cu ceas? Da. La 12.45 tu. Da. Până atunci mă plimb pe aici, o să văd. Facem cum să nu? Domnul,
Da? 76 de lei. 76? Nu-i 60? Nu, că stai separat, că stai cum. Da. Bun. Vedeți, da, negru, bă, nu știu că eu am fost plecat în concediu, acum m-am întors. Asta mai trebuie să le dau la cine? Da, 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 peste tot că nu vă primește. Arată, deci uitați-l din de aici. Da, da, iarăți. Apoi veniți aici la canapea asta ca să urcați. A, de jumătate acolo intru. Nu, ba da, mă intru, haideți, domnul, cum arăt eu. Iarăți, dar la schiet, spune. Vrei să te dezbraci, să fii mai comod, să pui geaca așa într-un dulap, așa? Da. Haide. Da. Să pui geaca, dacă vrei. Da. Da, a, într-un dulapior? Da, da, să spui ca să fii mai comod, da. Da. Sus acolo, când urci în ceas, îți iei geaca cu tine când urci sus. Când urci sus. Când urci sus, da. Mihai te-a cunoscut. Așa, da. Aia e și un capăt de acolo, și în față mai e cu puteni, două usări care e deschis. Să știi că ar vezi, intri înăuntru, ok? Da, a, intri și ești pe parc, bun. Da, pe ce vii, ce-am bun. Cu tiuri și cu băiatul ăsta. Aha, tu l-ai, doamne, e faină, ai de mine. Să rămână. Să rămână. Mă știi? Ce? Domnul Iacu. Da. Ah. Unde am pus biletele aici? Da. Uitați. Asta-i tu, nu? Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Să rămână. Ia uitați-vă, oameni buni. Vai de mine. Aici era pârcălabu. Aici era pârcălabu. Uitați-vă. Ni. Vedeți? Ia. Uitați ce haine aveau. Ați văzut pe TikTok? Începe să vie moda asta înapoi. Vine moda înapoi. Dar uitați lucrare de lemn. Mândreață. Ia. Și aici? Vedeți? Nu. Citiți? Știți să citiți. Uitați, dă-i print screen și iau. Cred că asta era sala de judecată. Aici era judecătorie, oare? O sală, o reconstituire. Da? Da. Pârcălabu, Moțoc, aici o să-ți vrem capul lui Moțoc. Uitați-vă. Aici e machetuța. Vedeți-o? Machetuța. Ia. Ei, nu mai dai prin screen și citește. Au? Vedeți? Ia. În engleză scrie. Ba. Ia. Mi. E mândreață. Ia. Vai, doamne, faine, smirai, mă. Mihai Sturda, Sturza, îți dai seama, șmecherul. Uitați-l și pe Alexandru Moruzzi. Ăștia erau italieni. Ăștia erau italieni. Erau italieni. Ani, uitați tronul ce aveam. Ni. Ce puneai pe ăsta, nu atingeți. Nu-l atingem. Jilț. Uitați, Alexandru Lăpușneanu. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Vorbe care au rămas exact ca și la Florin Salam. Vorbe cheie. Florin Salam pe secolul 2021. Alexandru Lăpușneanu, atunci când a domnit, în 215, înțelegeți? Aveau ăștia lovituri cauzatoare de durere. Ni, când îți vedea o toporișcă din aia, vezi? Ia. Nici din alea unde se baști ciorile avea. La cai. Ia uite-te, așa ceva mai rar, să vedeți că nu mi-am luat baterie cu mine, ni sabie. Dar ce zici când îți dădea cu mine? A, păi ce faci cu plasa aia, mă, omule, mă? A?
Nu, când luai ăsta pe tine, erai comemorat. Ia. Când luai ăsta pe tine. Ia. Uitați-vă. Vedeți? Ne. Și aici, îți vârful de suliță. Îți intră una din aia. Aia în ea era periculoasă. Prima. Periculoasă, rău. Că era cu zimț. Nii bătăile, cum se bătea, turcii, Ștefan cel Mare, una alta. Ia, uitați armament de săgeți. Tot felul avea aici. Alea când intra înăuntru, nu mai ieșeau afară. Uite-te. Vedeți? Mă chemă amețesc aici. Ia. Cam așa ar trebui să-mi puie și mie în casă. Nii parchet. Mândreață. Mă uitați săbii de atac. Uitați săbii de atac. Vezi cum o prinde aia. Ia. Bă, numai sabia lui Ștefan cel Mare noi, mă. Bă, sabia... Nii. Bayazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi? Bună pace. Și de n-o fi cubănat, al nostru împărat, înțelegi, le-o dă, nu așa. E grele, că am fost amul 50 de ani la școală. Am fost ni. Cutiile alea cât se aduce acum. Ia la-i. Acum vin trei din ăștia pe tine, a? Zic, când vin trei din ăștia pe tine, ce faci? Să nu chiar de am. Văzut la 12.45. Ia. Ei, și el ăsta în cap. Vezi? Uitați turnul. Vă iau ghiula din aia, că e găurat. Ia. Vedeți acolo să turnă. Nu, da. Aici sunt anumite chestii. E. Uite. Vedeți? Iași. Iașul, oameni buni. Ne. Mândreață. No, aici e frumos. Uitați ce trâncani aveau șefii pe ea mari. Ne. Săbii. Ia. Așa erau. Deja pe Alexandru Ion Cuza, că la vremurile astea erau ăștia. Vedeți? Ia, părintele e acolo. Îmi primeau ăștia ordin să tragă și când ia să te aresteze, să termina. Să termină. Ia. Că n-aveți voi ocazia să veniți pe aici. Mulți. E scump drumul, e cazare, e din astea. Vedeți? Ultima aurifată vă arăt imediat. E cizme. Asta e cizme, mâncați așa. Asta, da, cizme. Vedeți? Ia. Uitați-vă. Și uitați acum. Garda Imperială Rusă. Deci e Garda Imperială Rusă. Îți dai seama? Putin ce avea la casa lui. Hă? Ce ziceți? Socializare, divertisment, 1990. Nu, aici lumea deja era avansată. Uitați. Ia.
umbreluță. Vezi, asta e diferența între ei și țăranii. Ăștia purta jopem, uite jopem, și aia purta club de paie. Ia, ce avea? Ne. Vedeți? Binoclu să vadă, stânga-dreapta. Ia, aparat e foto. Uite, vezi? Ca să citiți despre ele. Ne. Și aici, scuzați-mă. Uitați-vă. Vedeți? Ia. Ia, casetă pentru farduri și bijuterii. Tu ai una e asta, care e șmecher. Ciordeles, ciordeles. Ciordeles, ciricli. Înțelegi? Ia. Uite. Vedeți? Ui, ceas de aur și una alta. Șmecher și aici. Salon de cafea, de... Băi, o frumusețe, bă, asta trebuie vizitat, mă. Asta trebuie arătat la televizor. Alo, canal de Capatos, antena, măruță, nu? Pârțuri, mă, arătați. Înțelegi? Bun. Uite-te. Vezi? Tu ești de aici? Ce-i cu copiță mea? Uite. Argint extras din miile de din Moravia. Vedeți? Argint. Argint. Ia. Deci aici trecem la aur. Aici trecem la aur. Ia. Zaraf. Vedeți? Să nu ce-i și aici. Spitzer. Ei, atelier. Mă, că nu prea lasă aia. Substanțele preparatele chimice. Vezi? Ei, ce e aici? Chiatră din aia periculosă. Ei. Vezi? Vedeți? Lucrare, nu așa. Acolo se scotea goldul, goldul. Vopsitor de lână, de alea. Ia. Uite așa aici, blinde, una alta. Podobe, podobile, bună stare. Ați văzut? Podobile demonstrează bunăstarea. Ai un ceas pe mână de aur, ai un lanț, ai o dinare, bunăstare. Nu le duci cu tine în pământ. No, nici ea nu le-a dus cu ei în pământ. Înțelegi tu? Și aici e gata. Ia. Mai este o sală, ia colonia. Asta e sala... Din aia, ia uite-te. Acum suntem în muzeul de istorie. Ia uitați! Nu uitați covor persan. Ia! Vedeți? Ce e, mamă, ce covor are acum? Ia, Dimitrie Cantemir. Oameni grei, mă. Oameni care s-au dus. Oamenii care au condus. Vedeți? Dimitrie Cantemir. Asta că e Cantemiratul repede aici. Aici e lutărie. Uite. Ia zi ce mâncă oamenii și unde ține eu. Laptele și alea. Ne. Uitați. Și acum... Asta cred că era casa lor. Ia uitați-o.
Uite cum făceau oamenii atunci, pe vremea aia, purceluși, oi, vaci, capre. Băieți, aici se făcea iar una alta. Oamenilor, băieți că-s bani astea. Ia, uite. Mândreață. Vezi? Nu știu ce scrie, că scrie prea mic. Oricum. Uite și ulciorile astea. Așa e că, doamna Săruna, așa e că astea nu le avea oricine, numai ăia bogați. Poftim? Păi e ca și acum, când nu oricine își permite să-și cumpere o oală de lut mai că scumpă. Da. Civilizația. Uite. Aici aveți ocazia vasele cucuteanilor. Vedeți? Bine. Am crezut că sunt din ele afine. Pe șuruburi. Săruna. La revedere, Eugen. Oamenilor. Tata bandit. Mai sunt 5 minute și urcăm sus. Îți dai seama? Uite de ce ferești eu. Bine. Vezi? Uite. Vezi? Din alea că lumea. Ia. Bine. Și acolo merg cu liftul sus. Ce ferești au? Ce? Fereștile. Cum? Da, frumos, foarte frumos. Foarte. Da, cum să nu? Cum? Prietenilor, mergem să vedem. Ia, să-mi spui numai început, toate înainte. Aici, la dreapta, ia uitați. Da. E o ucitoare. Au. Tu. Urcă toate scările. Nii. Ia. Mă fiți atenți. Uai. Asta a fost ultimul sunet, așa-i? E gata. Prătii din lume. Mândreață. Ia uitați. Ia uitați. Vedeți? Acolo merem noi la centru. Să-i încoace. Tot la centru, nici faină, uite-te. Mamă, n-au colegi lucrul la acoperișul ăsta. A? Ce ziceți? Prătinilor, am ajuns în sala voivozilor. Ia fiți atenți ce sală ai de capul meu. Problema e că sala voivozilor n-ai cum să îi vezi, numai așa ne-a pe pereche, pe sus. Vezi? Ia. Uitați. Și
Ăsta e cișmecărul Nelson Mondialu. Uitați-o. Asta e o conașă, nu te așa. E o conașă. Ia. Ia, uitați. Cât ai mândreață. Iar îmi e rău. Uitați-vă. Fain e tot. Băi, ce nevoie să ieși? E închis. Au. E închis? Cine e aici? Să vedem. Ce scrie? Dimitre Teodorescu. Nu știu, o să mă uit eu pe asta. Ia. O statuie e asta, trebuie să-mi fac și eu. Uitați tâlpii. Ala e voivozilor, dar păi la ala din colț trebuie să mă chiorăsc. Nu știu cine să. Nu mă lasă, nu pot să trec acolo să-mi fac poză. Și acolo mergem la... Ia fiți atenți, acolo în capăt, ce e ala? Acolo nu-i lasă să merg. Eu am plătit să mă duc și acolo. Vezi? Dar nu mă lasă. Eu așa cred. Oricum am avut un pic de ăsta cu... Aici mergem la Aurel Vlaicu, cred că. Aici e Aurel Vlaicu, nu? Hericoanda. Hericoanda. Hericoanda, zice... Hericoanda. Uitați ce-i sus pe tavare. Ia. Asta-i. Vă rugăm, nu atingeți, vă mulțumim. Ia nu să nu-l atingi. La scaunul poți să-l atingi. Uitați-vă ce sfinț în aripață s-acu. Vedeți? Pe fiecare stâlp. Ia uite. La Hericoanda suntem. Oamenilor. E frumos aici, e emoție, liturgie. Vedeți asta? Ia. Toată, cam atât. Nu știu ce mai este pe aici. Acolo în capătul ăla. Ceva trebuie să fie. Prea mult am plătit 80 de lei, să nu pot eu să văd mai multe, înțelegi? Să nu pot eu să citesc de pe păreți. Bine. Ce scrie? Pe scărămiză, am crezut că-s litere. Să rămână acolo în capăt cei. Altar? Da, dacă aveți bine. Am. În capăt e o proiectă că sunt mai religioasă. Mai trebuie să vină cineva, nu? Nu. Traseul se face de la stânga spre dreapta. Da, de acolo, așa. Da. Mulțumesc. Wow! Asta era moră de apă. Ce era asta? Ia. Uleiul de piuă. Aici se făcea ulei. Se făcea ulei aici, mâncava. Îți dai seama. Și pe ăsta storcător. Ia.
torcător. Ne, e greutăți. Nu vă văd nimic până pe acolo. E ce l-ai condamnat la moarte. Nu mai scăpai. Înțelegi tu? Ia. Bă, Doamne, mi moră de vânt. Dar munceau oamenii în vremurile alea, Doamne. Poftim? Munceau oamenii în vremurile alea. Da. Ia uite-te. Aici, pe una din asta s-a urcat Don Quijote de la Oancea. Da. Da. Era vânător de mori de vânt. El credea că Dulcinea o chema pe iubita lui, dar era iubită din aia, o vedea el numai în vis. Da. Și-o văzut-o pe din astea, înțelegi? Și de nervi o mărs pe cal cu suliță din aia să o atace pe Dulcinea. Da. Ia. Vai, Doamne, cu apa-n piuie, Nimălaiu. Vedeți, oameni buni, astea stai, ai de mine. Uitați, bă, când vă fac țărani, păi să vă bucurați, să vă bucurați. Și de-aia am venit până aici să vă arăt jița voastră, mojicia. Ni, mojicia. Uitați, vedeți, grindește Grigore Leșe. Uitați. Eram cu norocelul, eu umflam șapca. Ești că-i Grigore Leșe. Vedeți? Ia. Puneai mălaiul și dă-i. Cerne. Cerne. Și fetile cerneau. Nu ca și acum. Cerșesc. Înțelegi? Pe TikTok și pâncoace în col. Ia. Uitați-vă. Mândreață. Jugul, mă. Jugul. Te băga în jug. Ni. Uitați ce din ăsta, bă. No, făcea ăsta sală, avea ăsta biceps, avea pectorale, avea trapeze. Ia. Ia. Apoi cu asta era în rocie. Ia. Doamne, fie. Așa am lucrat. Ia. Și aici era Vâltoare. Vezi? Pe Vâltoare. Ia. Asta era moara cu apă. Uite. Mamă, ce tunghe copac. Uite-te. Nu uitați. Ia, aici muncă, muncă. Doamne ajută. Sărutați așa brațele, mânurile și picioarele. Citiți, sfințeni. Uitați, citiți, citiți. Doamne, Maica Sfântă Preacistă. Doamne, sărutați-ți brațele, că îmi dai forță și putere să viu și să arăt românilor. Ne. Palem. Vedeți? Palem. Cultură, oameni. Ne. Ia de alea și duce la lucru să mânce săraci. Ia. No. Regina și regele. Uitați. Regina și regele. Și aici luau de pas. Păi chiar e. Vedeți? Ouă de Paște, vine Paștele. Troiță. Ia. Tuliană, Miliană. Ioi. Ia. Datina de iarnă. Steaua. Vezi? Și de aia. Și nu, și așa, așa, mă va trebuie bani. Hoțelor și traharelor. Ni, săniuța.
săniuță, zbor, asta era trasă de cai și asta era Rogli. Vedeți? Rogli. Costa Merei. Nu uitați-vă. Uitați-vă părăteare, oameni buni. Uitați-vă părăteare. Ni mândreață de părăteare. Uitați. Așa ceva mai rar. Ni. Cucurii cu boiermii. Au. Vedeți? Uitați mândreață. Faine părăteare. Ia. Ni. Porumbei, cu lumeală. Tu l-ai, doamne, faină. Tăi ne arată de la turci, covoare de la turci. Ui ce făcea la noi? Lucrături frumoase. Ei. Uitați, am crezut că e cam în lumea de acolo. Uitați-vă. Yes. Mândreață. Ne, cu fuiorul. Uitați. Țesele. Ne, țesătoare. Cu fuiorul, dulce dorul. Vedeți? Uite. Aici face luna, așa-i? Da, da. O scărmână. O scărmână. Acum ne scarmănă ăștia de... nu ne mai trebuie scarmănătoare de... Nu, mă, haide, capul meu, ce frumos e aici. Ăsta e portul din, numai din partea Moldovei sau... Numai, numai. Da? Din zona Moldovei. Uitați-vă, mândreață. Ne. Costum popular, una alta. Ia. Uitați, hai Catrina și ne arată. Sofia Vicovan, cam ca așa. Vedeți? Un jucaitor, totodată. Stângă unul, dreapta doi, ca așa-i vora pe la noi. Ia uite, muzica. Trompetă, tobă și țambal. Dar la noi, un fel de țambal. Vedeți? Ia, Cristinucă cu formația. Oamenilor, și asta e ultima redută, ia uitați, Ion Irimescu, uitați-l pe Ion Irimescu, vedeți-l? Ion Irimescu, ia uitați, ăsta se moră dacă nu, Ion Irimescu, tot el e, ia, Ion Irimescu, dar ce avea în cap? Ha? Ce era asta? Cabie fată. Ați făcut e statui. Cu statui am crezut că Ion Irimescu. Mai trăiește Ion Irimescu, omul care a făcut statuile. Și dacă vă arăt că suntem aici pe Facebook, da? Să trăiască Clujul, mănășturul. Ce faceți? Dar nu să ce face piticotul ăla frumos și regalat? Mă așteaptă să mă duc acasă că am cumpărat costum și eu cu părmul de vreme. Doamne, ce să vă trăiască, să vă bucurați de el. Mulțumesc. Și doamna Liana? E acasă și ea. Păi cu... Păi ea o ducem în Ungaria, pe dincolo, pe aici am luat eu numai pe ori. Ia să facem o poză. Ia facem cu semnul. Ne spuneți-o! Vă-mi facem să facem. Da. Ei, noi suntem, eu vă urmăresc pe toți. Toate astea. Hai să arăt că să văd unde ajunge. Așa. Camera foto. Sunt să știi că mi-a plăcut. Da. Asta e așa. Întoarce-o. Hai, hai, hai. Chiar acum urmăream video-ul. Da? Da. Ia trece tu la ta. Trece. Hai, Lili, aici. Vino. Nu, vino și tu. Hai, tu. Nu, mă, dar lasă-o să fie asa. Permiteți? Da. Lasă-o da. Singur să aibă și... Hai. Lasă-o, băi, singur. Nu, Lili, treci cu mine aici. Mă, ți-am făcut tricoz. Ia, gata, da. Ți ajunge. Tri ți-o făcut. Dar tu vrei... Tatăl meu este de lângă Huedin. Da? Da. Adică jumătate șarteleancă. Da? A, tu vrei soția domnului să... Felicitări pentru... Mulțumim. Voi vreți să o luați bataie, da, doamna? Doamna așa drăgălașă. Da. Aici, mulțumesc, aici sunt picturi, așa-i?
Ia uite, pognind din boi pe lângă bici. Uitați. Pognind din boi pe lângă bici. Bă, vezi că e Grigorescu. Fata în iarbă. Uitați-vă. Fata în iarbă. Din orice parte vă uitați la lui, da? Voi veniți pe dumneavoastră. Asta e tehnica lui Grigorescu. Haide, capul meu, ia uite. Da, și dacă mergeți prin ușă, se întorci prin ușă. La școală, știi pe ce am luat nota 4? Aici. Când m-a ridicat profesoara, nu sunt... Te rog frumos, ce poți să spui despre... Înțeleg? Și am zis, doamna profesoară, știu că e scrisă de Grigorescu, pomnind din boi pe lângă bici, fac trăiești la fapt. Și țiganca la fel. Da, și. Ursăreasa la fel. Da, tot. Din orice un privesc, uite la tine, ca Mona Lisa. Interesant. Interesant. Serios. Da, da, da. Da. Deci mai asta pe o tablouri să așa stilul ăsta. Și ciobănașul mai e. Hai de capul meu ce tablouri au făcut omul. Ce a avut Grigorescu aici la... Hai de capul meu, uită-te mândreață. Frumos, nu? Nu, mi-am mai limpăzut ochii. Trompuri. Marberită, aranjată, tătătătă. Gheorghe Popovici. Aici pe sărăcie să mor eu. Ce scrie acolo? Cina copiilor. E pe sărăcie. Și aici e flori, e flaștăr, așa, și asta e tare, statueta asta, ia, vezi, îndreață. Și asta e șmecher. Nu, să rămână, doamne. Sănătate. Acolo ce mai este? Aici, mai este. A fost? Și acolo este ceva. Ui, ce fain este. Ia uite ce fain este și ăștia. Ni. Uite-te. Bă, ăstea, că te uiți atent, au ochi de om. Au ochi de om dacă te uiți atent. Serios? Vorbiți cu rocoleacă, cu băiatul meu care... Bună ziua! Chie, tata mult respect! Mult respect, vă urmăresc pe YouTube, pe tot vă urmăresc peste tot. Mersi! Sunt genial! Mersi! Chie... Sunt genial! Mersi, te salut! Sunteți un comediant excelent, deci nu am ce să zic, este altceva. E student la sport, băiatul. Da? Ce sport faci? Ce sport? Box. Te pup, bă, te pup, și eu am făcut de la tinerețe.
Bun, o zi bună să ai, ceau. O zi frumoasă, vacanță plăcută, la revedere. Ceau. Băiatul care a făcut coloana asta, da. Zice că s-ar putea să ajungă ca și ăsta. Al lui Tăian? Al lui Brâncuș. Al lui Brâncuș, da. Da? Are lucrări care s-au dat în Franța și în America la sute de mii de euro. Aha. Din ce? Din piatră? Nu, asta e din piatră s-ar putea. Nu, e lemn, e lemn cioplit, da. Aha. Interesant. Da. Și aici? Aici este o expoziție a unei cucoane din New York, care e o colecție particulară, în memoria lui Iesa Brâncuș, aici, al lui Brâncuș. Este Brâncuș. Da. Auzi ciudat la televizor. Mm. Oamenii ăștia mari, cum au fost Brâncuș, cum da. Sunt actorii ăștia. Da. Eu căutat așa. Prin tehnologia asta și eu găsit acum 3, 4, 500 de ani tot în, cum să zic eu, tot în oameni cu nume mare. Eu găsit, deci asemănare perfectă. Adică un fel de reîncarnare. Un fel de, exact. Am citit așa, și-am văzut poze. M-a arătat Nicolas Cage, o arătat o groză. Da, 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 de la noi din trei români pe nimeni n-am văzut. Nu știu, pe Iliescu, dacă nu. S-ar putea, la câte din urmii. Da, da, da. Ăsta Ierinescu a trăit 105 ani. Da? Când a avut 100 de ani, l-am adus la Felticene aici și am făcut petrecere de ziua lui la 100 de ani. Dar știi cum era moșul? Bătăl. Cap. Da. Da. Bine, doamna, să rămână. Mă bucur, vă rog să transmiteți, doamne, numai bine și arăt, dar veniți odată cu frumusețea aia. O să vin, o să vin, o să vin. Și casă de piatră. Mulțumesc. Iar sănătate multă. Să rămână, să rămână. Tare mă bucur că am intrat înăuntru și am vizitat. Mă piată în casă. Da. Atât, pot să cobor și pe aici. Oamenilor, am terminat. De acum încolo, mi. Vedeți? Ia. Hop. Hop, 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 hop. Uitați și avionul. Ăsta cred că e avionul lui Harry Condă. Sau nu a avut Harry Condă pe vremea aia așa avion. Și aici sunt mașini pentru așa. Hă? Da, da. Da, da, da. Mersi. Da, da. Ia. Wow. Casa de discuri își oferă serviciile. Asta e altceva. O fel de muzică. Sărbuna. Plăci, Gabi Luncă, Cornel Constantin, Doina Limbășană, mă trece Margareta Păzlaru, Alexandru, ăștia mă trece să-mi amintesc, e de mult, ia, băieți mamilor, vivă, tățu-s, ia. Din ala care schimbă plăcile. Nimai. Cu plăci. Frumos. Să rămână, a? Vineți la muzeul tehnic? Da, da. Da? Da. Am plătit-o. Da, da. Ia. Uite ce aparatură era mai hirmată. Nici stații. Ni. Lampi, televizoare pe lampi, uitați, ia, așa ceva mai rar, mi, gramofon, băieți, uitați, Birnic asculta la de-astea, băieți, mi radio, ia, făcea unul din ăla și asculta radio, aici sunt copiii la școală,
Uitați. Nu? Din ăsta mă duc și noi. Ca la acordeon schimbăm canalele. Da, da. Uite, din alea mici, care ascultai din mașină, pe la pădure, pe la stație, pe la una alta. Poate puteți, vă rog? Da, cum să nu. Și computerea mea de mult. Uite. Uitați. Bună ziua, te face poză? Da, facem. Vă facem poză la toată lumea. Vă facem poză. Două secunde. Aici e tehnica. Oamenilor, aici ajungem la cabinetul medical. Să rămână aici cabinetul medical? Aici. Ce e? Muzeu Științe și Tehnice. Da. Aveți un bilet? Da, mă, am să rămână. Da, dar vi le dau. Uite, încă două bilete am. Uitați. Da, asta e ultima. Da, mulțumesc. Wow! Ni... Da. Când îți spunea asta și îți lua pulsul la inimă, să termina șmecheria. Ia, vezi? Ne. Nu știu ce scrie acolo, dar voi citiți. Vezi? Și aici scrie ceva. Ia. Vezi? Diagramă una alta. Ne. Uite. Ăsta te băga la bălăceanca. Înțelegi? N-aveai șansă, nu scăpai. Cine? Doamna e de la pisici. Doamna e de la pisici. Vedeți? Ia. Diagramă din aia, îți făcea la inimă. Cu din asta, da? Îți făcea... Ni. Uite, așa aici. Vezi? Cu asta îți făcea plămânii. Uite, să vadă plămânii dacă ăsta. Uite, și aici intrăm deja într-o altă situație. E zonă. Uite, iepurașii. Nu, e cascada, nu-s iepurașii. Popers Blanca. Bianca, Bianca, Popers Bianca. Vezi, ăsta e radie cu tremur. Uite, vezi? Cu tremure. Vezi? Când vine cu tremurul, te ăsta, ni. Doamna, îți băga și că și aia de pe... Cu... Ni, 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 câte viori sunt acolo. E bruce la luna. Profesoara ciudă-ciudă. Ia, ni gramofonii. Asta nu-mi placă, mi-amintește întotdeauna e ăștia din Germania. Vedeți? Ni. Cânta asta. Monur. Mon amor. Monur. Aici aparat e foto. Ia. Uite. Deci aici încă... Uite. Să rămână. Ia. Și aici mașini de scris. Bună, bună, mașini de scris,
Emanciparea a început de aici, uite. Climă, climă climatizată, vedeți? Uite, toate astea după aia sunt finisate. Sunt finisate. Bine. Uite, îți dai seama ce mașinărie e acolo. Ha? Ia, aparatul conține 4 părți principale, sistem de ceasornicărie. Vedeți, vedeți treaba. Uite, și am ieșit. Televizoarele, ia uite asta, minunile televizoare care au apărut. La noi în țară, ieși și eu. A, vă luat ce e tot. Da, am plecat. Ce figură era profesora aia. Nu aveți voie să difuzați avea acolo. Înțelegi? E gata, frumos! Cum? Da, 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 da. Te las, serios, serios. Mai mi-e fecea la Sfânta Paraschiva, ai fost? Am fost și la... Da, păsăt. Nu, n-am fost. Dar acum tura asta n-am timp, tura aia. Da, sunt multe. Acum... Poftim? Da. Numai bine, te-am lăsat serios. Oamenilor, uitați, biletele, nu ziceți că am furat, că vă ziceți media că am furat. Trage bandit, sunteți că mă faceți hoț? Înțelegeți? Ia. Vedeți? Ne. Și acum o să-mi fac o poză frumoasă. Mihai Viteazul, Bătălii Grăelu a fost aici. Vedeți? Bătălii Grăelu. Ștefan cel Mare, ce Mihai Viteazul, bă? Ia. Uite, frumusețe. O să-l scoatem aparatul să facem o poză. Am făcut pauză oamenilor să mănc fasole cu ceapă. Tare de tot. Să vedem dacă e din conservă sau din urmă.